Să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului Domnului. Dacă aveți Biblia, să deschideți împreună cu mine la Efeseni, capitolul 6. Vom citi doar parte dintr-un verset, versetul 17. Please open your Bibles to Ephesians, chapter 6. We'll be reading part of verse 17. Unde cuvântul Domnului spune așa: luați și coiful mântuirii. Până aici cuvântul Domnului, slăvit să fie în numele Lui. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Cred că este frumos să-L onorăm pe Domnul în felul acesta. Desigur că nu întotdeauna când citim cuvântul Domnului facem lucrul acesta stând în picioare, dar cred că este un lucru care îl onorează pe Domnul atunci când arătăm reverență și respect față cuvântului și facă Domnul ca atitudinea aceasta să fie o atitudine a inimii noastre la fiecare. Hristos a înviat! Ne bucurăm cu frații noștri din România care sărbătoresc astăzi Paștele și este o bucurie de fiecare dată când ne aducem aminte de lucrul acesta. Ne bucurăm așa de mult că sora Magdalena este cu noi. Domnul să vă binecuvânteze! Aveți un loc special în inima Bisericii Emanuel. Și Domnul să vă binecuvânteze! Și îl văd pe fratele Adi Boțocan, care și el este astăzi aici. Domnul să te binecuvânteze! A avut operații grele, dar Domnul i-a dat biruință. El încă este pe lista noastră de rugăciune, are nevoie de un transplant de rinic și ne rugăm ca Domnul să pregătească rinichiul potrivit. Și momentul acesta, ca să nu mai aibă nevoie de dializă. Până aici Domnul a fost cu el, l-a întărit, cu familia au trecut prin multe, dar îi mulțumim Domnului, care este Dumnezeu și veghează și ne dă biruință în toate. Suntem într-o serie de predici despre această armură a Duhului pe care Domnul a pregătit-o pentru fiecare din noi. Am avut deja 4 mesaje. Am intitulat seria aceasta de mesaje Biruitori prin armura Duhului și vorbeam despre faptul că fiecare din noi suntem într-o luptă. Lupta aceasta se dă la nivelul minții noastre. Și în lupta aceasta, Domnul ne-a pregătit, la fel cum un soldat nu merge pe câmpul de luptă fără echipament, fără armură. Nu ați văzut niciodată soldați să meargă acolo desculți, fără sabie, fără suliță, doar să meargă așa. Nu! Un soldat într-o armată este întotdeauna echipat. Și pe plan spiritual, noi atunci când venim la Domnul și intrăm în armata Lui, fiecare din noi ni se dă câte o echipație, o armură, da? Care să fim întăriți și apărați din cap până în picioare. Și am vorbit despre faptul la început că avem nevoie să avem mijlocul încins cu adevărul, cu sinceritate. Lupta spirituală începe dintr-un loc de unde suntem onești cu noi înșine, cine suntem, ce avem, ce nu avem, lupta cu care ne confruntăm, nu ne dăm drept alții și biruința este asigurată atunci când începem lupta cu onestitate. Apoi spunea că avem nevoie să fim îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Platoșa aceasta acopere inima. Și vorbeam despre faptul că noi nu putem să intrăm în lupta aceasta spirituală cu neprihănirea noastră proprie ca și platoșă. De ce? Suntem oameni. Avem așa de multe defecte. Avem păcate din trecut. Avem slăbiciuni. Și dacă mergem înainte cu o neprihănire proprie, neprihănirea aceasta este insuficientă ca să ne acopere inima, abdomenul, organele vitale. Și Domnul știe lucrul acesta și a pregătit o platoșă, este platoșa neprihănirii a Domnului nostru Iisus Hristos, pe care noi o primim prin credință și o punem peste noi și platoșa aceasta. Prin neprihănirea aceasta lui Hristos putem să înaintăm fără condamnare și inima noastră să fie protejată. Apoi vorbeam despre faptul că avem nevoie ca picioarele noastre să fie încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Adică fiecare din noi avem nevoie să ne pregătim dinainte cu cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem să-L folosim în ziua luptei. Apoi spune, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.
Și echipamentul acesta continuă. Domnul vrea ca fiecare din noi, din cap până în picioare, în mod spiritual, să fim acoperiți, ca vrăjmașul să nu poată să ne doboare. Pentru că fiecare din noi vom avea lupte grele în viață cu vrăjmașul. Vom avea crize, necazuri, probleme, situații. Și în acele momente, dacă nu suntem pregătiți, vrăjmașul poate să ne biruiască. Astăzi vom vorbi și despre coiful mântuirii, the helmet of salvation. Este partea aceasta din armură care acopere capul nostru, mintea noastră, gândirea noastră. Și am intitulat mesajul meu, o apărare pentru gândurile care ne doboară. O apărare pentru gândurile care ne doboară. Știți care este una dintre cele mai mari lupte astăzi? Dacă mergeți la spital, au departamente speciale și numesc departamentele acelea mental health, sănătate mentală. Lumea de astăzi este expusă la atâta întuneric. Sunt copii care de la video games ajung să aibă seizures. Filmele, anturajul, întunecimea, mizeria aceasta a întunericului atacă pe oameni. Și oamenii suferă cum nu vă imaginați. Există o hărțuială, aș putea să spun așa, la nivelul minții care vine diavolul și atacă pe oameni. Fraților, coiful mântuirii l-a pregătit Domnul exact pentru aceste probleme. Și l-a pregătit pentru fiecare copil al lui. Și aș vrea să vorbim despre lucrul acesta în această zi. Una din strategiile preferate ale vrăjmașului este ca să atace mântuirea noastră, da? Și să pună sub semnul întrebării această mântuire care Domnul ne-a dat-o fiecare din noi, acest coif. Noi fiecare din noi am primit coiful acesta a mântuirii nu pentru că suntem vrednici, că îl merităm, nu. Îl primim prin jertfa Domnului Iisus Hristos, face parte din mântuire, de aceea îi spune coiful mântuirii. Mântuirea aceasta pe care noi am primit-o este o natură all-inclusive, include totul. Cred că toți suntem familiari cu termenul acesta de all-inclusive. Cred că mulți din dumneavoastră ați fost, de exemplu, în Mexic la un resort care e all-inclusive. Ai hotelul, ai toate mesele incluse. Cei care mergeți pe croaziere, la fel, camera inclusă, poți să mergi oricând să mergi. Everything is included. Poate vi se pare că it's too good to be true, că mântuirea aceasta a Domnului să acopere toate aspectele vieții noastre. Dar este adevărat. Această mântuire a noastră putem să o împărțim în două aspecte. Aspectul etern și aspectul acesta temporal sau pământesc. Cred că aproape toți suntem familiari cu aspectul acesta al eternității. Știm că dacă ne dăm viața Domnului, da, o să fim cu Domnul în cer. Noi nu o să mergem în iad. Viitorul nostru în eternitate este acoperit de Domnul. Avem mântuirea aceasta cu El. Dar mântuirea acoperă mult mai mult. Acoperă și mântuirea. Mântuirea acoperă ceea ce avem noi, viața de pe pământ, viitorul nostru de aici. Într-adevăr, parcă cea mai importantă este partea aceasta eternă. Noi suntem mântuiți de mânia lui Dumnezeu, care, the wrath of God, care se va dezlănțui împotriva păcatului care nădușe adevărul. Și avem această siguranță că vom petrece eternitatea cu Dumnezeu. Avem siguranța aceasta că atunci când noi ne-am dat viața Domnului și am intrat în apa botezului, numele nostru a fost scris în cartea vieții, a mielului lui Dumnezeu. Și este un lucru extraordinar să știi că Dumnezeu te ține în mână și nimeni și nimic nu te poate smulge din mâna Lui. Mântuirea noastră ne oferă o siguranță deosebită. Dar mântuirea noastră, fraților, acoperă și viața aceasta de pe pământ. Mulți care suntem aici avem întrebări despre ziua de mâine. O să am job? O să am un partener de viață, de căsnicie? O să trec examenele la școală? Am să mă descurc în viață? Și în,
într-un fel ne luăm viața noastră în mână și parcă Domnul vrea să ne spună, există o siguranță pentru aceasta. Mântuirea Domnului include toate aspectele acestea. Domnul Iisus Hristos la cruce a plătit un preț foarte mare. A plătit cu viața Lui ca noi să avem o mântuire care include absolut tot. Ce are de a face cu viața de aici, de pe pământ și cu eternitatea noastră. Știți că noi ne uităm la viața noastră de multe ori și spunem, da, parcă nu văd lucrul acesta în viața mea. Ne uităm cu ochii aceștia de carne, ne gândim cu mintea noastră și nu realizăm resursele care le avem și binecuvântările care le are Domnul pregătite pentru noi, pentru că ele nu vin împachetate așa cum ne imaginăm noi. Noi ne așteptăm ca Domnul să lucreze în așa fel ca noi să vedem lucrurile, cum sunt aliniate, cum toate lucrurile lucrează. Dar Domnul le împachetează altfel. Știți cum ne răspunde Domnul la nevoile noastre? Mântuirea care o include El. Domnul ne răspunde de cele mai multe ori prin minuni. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 65:5. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre. Observați, în aceeași propoziție este mântuire și minune. În bunătatea ta, Doamne, tu ne asculți, dar prin minuni. De ce? Pentru că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre. Dacă vă uitați atent în viața dumneavoastră și eu mă uit în viața mea, cum a lucrat Dumnezeu în viața mea? Am realizat că Dumnezeu a avut provizii pentru viața mea, a lucrat într-un mod minunat, dar aproape la fiecare aspect la care a lucrat Dumnezeu, a lucrat prin minuni. Faptul că eu astăzi predic Evanghelia, aș vrea să vă spun că este o minune. Aceasta nu a fost o abilitate cu care eu am fost născut. Deloc. A venit ca și minune în viața mea. Faptul că am ajuns să excelez academic la școală, lucrul acesta din nou, n-a fost un lucru natural. V-am spus testimoniul meu. În clasa 7 am făcut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și l-am rugat să mă ajute la școală. Cum a răspuns Dumnezeu? Prin minune. Mi-a dat o abilitate care nu aveam înainte. Faptul că eu am ajuns să fiu botezat cu Duhul Sfânt, să vorbesc în alte limbi, să am parte de experiențe supranaturale. Păi, supranatural, prin definiție, înseamnă o minune. Și lista este lungă. Dacă vă uitați în viața dumneavoastră, dacă ne uităm sincer, vom vedea că Dumnezeu a răspuns, dar de cele mai multe ori, a răspuns prin minuni. Dacă copiii lui Dumnezeu cunosc acest lucru, își iau acest coif al mântuirii și îl pun pe cap, au o siguranță că Dumnezeu poartă de grijă, că Dumnezeu răspunde prin minuni. Acum, diavolul știe că un creștin informat, care știe lucrul acesta, omul acesta este greu de biruit. Dar diavolului nu este frică de un creștin neinformat, pentru că acela piere din lipsă de cunoștință. Are ca și resurse toate bogățiile cerului, dar el nu știe treaba asta. Se așteaptă ca Domnul să-i răspundă întotdeauna într-un mod normal, logic, la timpul care îl gândește el. În schimb, diavolului îi este frică de un credincios informat cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că un credincios informat este automat un credincios înarmat. Și credinciosul înarmat nu-l biruiește vrăjmașul. Strategia vrăjmașului pentru fiecare din noi este să ne fure de moștenirea pe care noi o avem prin mântuirea care a câștigat-o Domnul Iisus Hristos la cruce pentru noi. Ca să nu putem să beneficiem. Diavolul se luptă să atace ceea ce avem, da? Avem mântuirea aceasta, avem siguranța mântuirii și vine diavolul și îți spune, tu nu ești mântuit. Nu ești mântuit pentru că după ce ai venit la credință, după ce ai intrat în apa botezului, ai mai păcătuit. După ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt, ai căzut. Îți va spune că Dumnezeu nu te iubește.
Îți va spune că ai întrecut limita harului lui Dumnezeu. Îți va spune că ai hulit pe Duhul Sfânt și ai comis păcatul care nu poate fi iertat. Vine cu tot felul de minciuni, aruncă atâtea săgeți până una din ele prinde undeva. Și apoi începe chinul, tormentul. Observați de ce a pregătit Domnul coiful acesta al mântuirii? Exact pentru astfel de atacuri. Și sunt unii oameni care spun, dacă le spui la oameni că ei sunt în siguranță în mâna lui Dumnezeu, că ei sunt mântuiți în ciuda slăbiciunilor și a păcatelor care le-au comis, aceasta o dă o poartă largă și invită pe toți să trăiască în păcat. Nu este adevărat. Scopul mântuirii, a coifului mântuirii, nu este o poartă largă pentru a trăi în păcat, să te folosești de această libertate. Nu. Scopul acestei mântuiri, a coifului mântuirii, este ca mintea noastră să fie acoperită, fiecare din noi să avem pace, să avem liniște cu Dumnezeu, să putem să auzim vocea Duhului care să ne arate cum să biruim păcatul, cum să ieșim din situațiile în care suntem, cum să avem victorie la boala noastră, la necazul nostru, la fricile noastre. Spune cuvântul Domnului 1 Ioan, capitolul 3 cu 3. Oricine are nădejdea aceasta a mântuirii, în el se curăță după cum el este curat. Observați, cine are mântuirea, cine are coiful mântuirii, omul acela, fraților, este un om care dacă are o slăbiciune în viața lui, nu-i bucuros de ea. Dacă are o întăritură, un păcat de care este biruit, omul acela nu zice, sunt mântuit, o să trăiesc așa. Nu, omul acela vrea să se curețe. Dacă cineva, în schimb, spune, sunt mântuit prin credință și folosește aceasta ca o scuză să trăiască în păcat, mă îndoiesc că omul acela este mântuit. Apoi, diavolul va ataca mântuirea aceasta a noastră printr-o teologie falsă. Va spune că da, mântuirea este prin har, dar nu este doar prin har. Ești mântuit, dar tu trebuie să faci anumite lucruri. Și dacă nu ai mântuirea prin har plus faptele tale, nu ești mântuit. Fraților, când este vorba despre mântuire și despre neprihănirea care o primim, it's Jesus plus nothing. Este doar prin har. Și spune cuvântul Domnului Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Punct. Este un har. Ceea ce a făcut Domnul pentru noi e ceva care noi nu am meritat și n-am putut să câștigăm această mântuire. Noi singurul lucru care am făcut, am văzut ce a făcut Dumnezeu pentru noi la cruce și am crezut. Spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Punct. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și apoi specifică, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Noi nu putem să schimbăm definiția care o dă Scriptura. Și ne atenționează cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 18. Și spune așa, mărturisesc, oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Știți ce spune cuvântul acesta? Cuvântul acesta este perfect. Spune adevărul, nu este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Dumnezeu a vegheat asupra cuvântului lui ca să fie perfect. Se include totul. În 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 6, spune așa, ne atenționează Dumnezeu. Să nu treceți peste ce este scris. Nu am voie să scot ceva din cuvântul acesta. Cuvântul acesta este perfect. Dacă scot ceva din el, eu afectez cuvântul acesta. Dacă adaug ceva la el, îl stric.
Cuvântul lui Dumnezeu este suficient și perfect pentru mântuire, pentru orice avem noi nevoie. Știți, ceea ce este scris în cuvântul acesta, cuvintele acestea conțin viață și putere. Dacă eu scot unul din cuvintele de aici, scot din viață și din putere. Dacă adaug ceva la cuvântul acesta, adaug ceva care nu este viu și care nu are putere. Și până la urmă, fraților, cuvântul acesta este Domnul Iisus Hristos. Și dacă eu spun ceea ce spune cuvântul aici, nu are dreptate. Eu spun că Domnul Iisus Hristos nu are dreptate. Dacă spun mai avem nevoie ceva pe lângă cuvântul acesta, spun că Iisus Hristos nu este de ajuns, eu trebuie să adaug ceva. Cuvântul lui Dumnezeu este din start perfect. Nu este nimic de adăugat și nimic de scăzut la el. Avem nevoie de o reverență, de o teamă sfântă din nou de acest cuvânt. Știți că cuvântul acesta nu poate să fie alterat sau afectat de cultura în care trăim? Nu, cuvântul acesta lui Dumnezeu nu poate să fie afectat de curentul care merge prin biserici, să spunem. Nu poate să fie afectat de moda sau de știu. Cuvântul acesta este perfect din start. Și cuvântul Domnului ne îndeamnă din nou să ne întoarcem la cuvânt, fraților. Atunci când găsim ceva în viața noastră, în viețile noastre, care nu este aliniat cu cuvântul, avem nevoie de o reverență față de acest cuvânt și să spunem, Doamne, Tu ai dreptate. Și atunci când nu îmi place, să spun, Doamne, cuvântul Tău este adevărat. Cuvântul acesta spune că dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți și tu ți-ai pus încrederea în El, ești mântuit. Noi nu avem voie să adăugăm ceva la acest cuvânt. Și nu avem voie să scoatem ceva de la acest cuvânt. Dumnezeu ne dă mântuirea prin har. Acum, dacă vorbiți cu frații slujitori, cu frații păstori, veți afla că una din luptele cele mai mari care le au credincioșii din biserici este aceasta cu siguranța mântuirii. Și dacă mergi până jos, problema la bază este o teologie unde cuvântul lui Dumnezeu nu este la bază. Și avem nevoie să ne întoarcem la cuvânt. Harul și sângele Domnului Iisus Hristos sunt valabile pentru toți. Dacă ceva în inima ta există un dor pentru Dumnezeu, este Duhul Sfânt care bate la inima ta, dar există o părere de rău, aș vrea să-ți spun că atunci jertfa Domnului Iisus Hristos încă este valabilă pentru tine. Tu poți să fii iertat, tu poți să fii mântuit. Spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 10, cu versetul 9. Condițiile pentru a avea această mântuire, acest coif al mântuirii. Și ne dă condițiile. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura. Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec. În alte cuvinte, nu există discriminare, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Observați cuvântul toți, oricine, este valabil. Și cuvântul Domnului mai spune nouă, care ne pare rău de greșelile, de păcatele din viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, aceasta este condiția, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Nu este nimeni aici în sala aceasta care nu poate să îndeplinească aceste condiții. Nu este nimeni care ne urmărește online. Singurul lucru de care ai nevoie este o decizie în inima ta. Să iei mâna întinsă a harului lui Dumnezeu care e extinsă pentru tine. Domnul vrea să-ți dea acest coif al mântuirii ca să te bucuri de el, să te bucuri de pace, de liniște. Știți, mulți oameni sunt foarte confuzi, așa, nu știu unde stau eu cu Dumnezeu, ce am,
ce îmi dă Dumnezeu? Oare este armura aceasta pentru mine? Oare sunt promisiunile acestea din Scriptură valabile și pentru mine? Eu cred că fiecare din dumneavoastră care sunteți aici, azi dimineață, înainte de a veni la biserică, ați trecut prin fața la oglindă. Este cineva aici care azi dimineață nu s-a uitat în oglindă? Vă rog să ridicați o mână. Nimeni, și eu m-am uitat în oglindă. Dar de ce ne-am uitat în oglindă? Nu ne-am bazat pe sentimentele noastre. Niciunul din noi nu am pus așa mâna pe față, pe păr și să zic, prin sentimente știu cum arat. Nu fiecare din noi ne-am uitat în oglindă și chiar dacă m-am simțit perfect, dar dacă am văzut ceva pe fața mea, am crezut că oglinda aceea este obiectivă ca să-mi spună adevărul. Și m-am spălat pe față. Fiecare din noi nu ne-am pipăit părul, ne-am uitat în oglindă și ne-am aranjat după ceea ce a spus oglinda. În alte cuvinte, am avut încredere că oglinda aceea ne-a spus adevărul. Dacă oglinda aceea ne-a spus că arătăm bine, noi am avut încredere în acea oglindă, nu-i așa? Știți că cuvântul acesta al lui Dumnezeu este o oglindă? Este o oglindă spirituală care ne spune, de fapt, cine suntem noi din punct de vedere spiritual. La fel cum oglinda la care ne-am uitat noi azi dimineață nu ne-a mințit. A fost o oglindă obiectivă. Oglinda de azi dimineață, indiferent dacă eu aș fi fost ofensat, dacă cad în depresie despre felul cum arăt, oglinda aceea nu s-a schimbat. Ea a rămas obiectivă, îți spune adevărul. Fraților, oglinda aceasta a cuvântului este mai obiectivă, mai adevărată decât oglinda firească în care ne-am uitat noi azi dimineață. Dacă oglinda aceasta spune ceva, să știți că oglinda aceasta este adevărată. Și atunci când ne uităm în oglinda aceasta, oglinda aceasta spune cine suntem noi. Și eu cred ce spune oglinda aceasta, indiferent de ce simt. Dacă oglinda aceasta spune că eu sunt un păcătos, chiar dacă eu cred că sunt ok, eu sunt un păcătos. Dacă oglinda aceasta spune că prin jertfa Domnului Iisus Hristos eu sunt un om neprihănit, eu sunt un om neprihănit, indiferent de ceea ce simt. Dacă oglinda aceasta spirituală a cuvântului spune că eu ca și copil al lui Dumnezeu am anumite arme, că am anumite abilități, eu am acele abilități, indiferent de ce simt eu în firea pământească. Dacă cuvântul acesta spune că eu pot totul în Hristos care mă întărește, eu cred cuvântul acesta că eu pot totul în Hristos care mă întărește, indiferent de sentimentele mele, care azi sunt sus, mâine sunt jos. Cuvântul acesta spune că Domnul a pregătit un coif al mântuirii pentru fiecare credincios. Că ești mântuit. Și mântuirea aceasta include tot ce are de-a face aici pe pământ și pentru eternitate. Mă rog ca Domnul să ne dea credință în această dimineață, fiecare din noi, să punem acest coif al mântuirii pe capul nostru. Apoi, coiful acesta care ziceam că acopere mintea noastră, da? Neprihănirea acoperă inima, platoșa neprihănirii. Acoperă inima, dar noi avem nevoie ca ceva să acopere gândurile noastre. Sunt atâția de mulți oameni care sunt socotiți neprihăniți, cred în lucrul acesta, dar duc o luptă teribilă la nivelul minții. Vine diavolul cu câte un gând, două, și începe un torment care duce zile, săptămâni, luni, ani. Acest coif mai este numit în Scriptură și coiful nădejdii. Și spune așa, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 8. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu, observați, nu ne-a rânduit la mânie, ci să căpătăm mântuirea, care include tot, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Coiful mântuirii este și coiful nădejdii. Astăzi, problema cea mai mare cu oamenii este anxietatea. Anxietate spirituală despre ce va fi cu Domnul, relația lor cu Domnul. Anxietate, frică despre ce va fi în viitor aici pe pământ.
Și Domnul pentru aceasta, pentru atacurile acestea care vin la nivelul minții, a pregătit acest coif al nădejdii. Nădejdea aceasta, scripturală, despre care vorbim noi aici, este o așteptare încrezătoare la ceva bun. Christian hope is a confident expectation of something good. Și nădejdea pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu, nădejdea aceasta nu înșeală. It's not pie in the sky. Nu sunt, cum îmi spuneau părinții când eram mici, mă, voi visați la cai vers pe pereți. Știți? Sunt unii oameni care se uită la promisiunile acestea extraordinare din cuvântul lui Dumnezeu și zic, pie in the sky, știi? Deci nu-i... Nu! Promisiunile lui Dumnezeu, nădejdea care ne-o dă, nu este o nădejde care înșeală. Atunci când noi luăm acest coif al nădejdii, al mântuirii și îl punem pe cap, noi ne îmbrăcăm cu o nădejde, cu o așteptare la ceva bun în viitor. Mă aștept ca promisiunile lui Dumnezeu să se întâmple în viața mea. Mă aștept ca Dumnezeu să mă binecuvinteze financially. Mă aștept ca Dumnezeu să mă binecuvinteze cu o soție, cu un soț. Mă aștept ca Domnul să mă binecuvinteze în cariera care o voi avea, în familia care o voi avea. Coiful acesta al nădejdii spune ceva bun se va întâmpla în viitor. Este o așteptare, dacă vreți, foarte optimistă. Da? This isn't mind over matter. No, this is truth over mind and matter. Cuvântul lui Dumnezeu întrece totul. Știți, de multe ori înțelegem un concept dacă ne uităm la opusul acelui concept. Dacă nădejdea aceasta, optimistul acesta realist, care îl avem noi din cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem acest lucru dacă ne uităm la negativ, nu? Rece, cald, alb, negru. Opusul la acest optimist, la această nădejde, este pesimismul. Și un pesimist, de obicei, se așteaptă la opțiunea cea mai nefavorabilă, la cea mai întunecată, cel mai rău rezultat, care spune ceva cam așa. Toți au să se descurce în viață, eu nu. Toți au să treacă examenele de la școală, din viață, eu nu. Toți au să se căsătorească, eu nu. Toți au să-și refacă viața din traumele, eu pentru mine nu. Domnul are binecuvântări pentru alții, dar pentru mine nu știu. Toți au să-și biruiască patimile și păcatele din viața lor. Eu nu cred. Toți au să... Eu nu. Familia mea nu. Copiii mei nu. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Dacă noi avem astfel de gânduri, înseamnă că noi nu avem coiful nădejdii pe cap. Poate ne-am încălțat cu râvna Evanghelie, am luat platoșa neprihănirii, am luat toate celelalte parte din armură, dar nu am pus coiful acesta al mântuirii, al nădejdii pe cap. Credincioșii autentici, oamenii care au înțeles adevărul din cuvântul acesta, sunt credincioșii care își pun coiful mântuirii pe cap. Și găsim pe oamenii aceștia. Un om care are coiful mântuirii pe cap este acela care pune această nădejde, o așteptare de bine și spune la tot ce apare în viață, pot totul în Hristos care mă întărește. But I don't feel it, I feel weak. Hey, listen, cuvântul Domnului spune că tu poți. Și dacă tu poți, dacă cuvântul spune că tu poți, tu poți. Ce pot? Totul. De ce? Pentru că Hristos te întărește. Atunci când iei această nădejde pe capul tău, este momentul care îl faci pe Dumnezeu responsabil ca acea promisiune să se întâmple în viața ta. Și trebuie să rămâi acolo. Și scrie David în Psalmul 27 cu versetul 13, un om al lui Dumnezeu care avea acest coif al nădejdii. Și spune, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, nu undeva în viitor, nu. El spune, dacă n-aș fi încredințat, o așteptare încrezătoare, că voi vedea bunătatea Domnului aici, pe pământul celor vii. Și apoi se întoarce la cei din jurul lui și spune, nădăjduiește în Domnul. Ia acest coif al nădejdii, pune-l pe capul tău. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Ce le spune psalmistul? Ia acest coif al mântuirii, al nădejdii, o așteptare de bine și pune pe cap.
Știți, sunt credincioși care le spui aceste adevăruri și spun, ei, tu nu știi necazul meu. Tu nu știi cât de grea e problema mea. Fraților, eu mă uit la în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și cred ceea ce spune oglinda, cum am crezut oglinda firească de azi dimineață. Și spune oglinda aceasta în Romani 8:28. De altă parte, știm, I know, sunt convins că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Știi că dacă tu te îmbraci, dacă îți pui acest coif al neprihănirii pe cap, Dumnezeu întoarce lucrul prin care tu treci în bine? El spune că le întoarce toate în bine. Și spune în Evrei capitolul 10 cu versetul 23, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Ce spune acest cuvânt? Dacă ai luat o promisiune a lui Dumnezeu, acest coif al nădejdii, și l-ai pus pe cap, keep it there. Ține acest coif pe cap. Ține promisiunile acestea peste mintea ta, peste gândirea ta. Să ținem fără șovăire, fără abatere, indiferent de valurile, de necazurile, de evidențele, în ghilimele, care le aduce vrăjmașul. De ce să ținem la promisiunile lui Dumnezeu? Căci credincios este cel care a făcut promisiunea, făgăduința. Este vorba despre credincioșia lui Dumnezeu de a împlini promisiunile care le face. Și aș vrea să vă întreb în această dimineață. Ce coif aveți astăzi pe capul dumneavoastră? Aveți nădejdea aceasta a promisiunilor lui Dumnezeu? Cuvântul acesta, oglinda aceasta cuvântului, spune că Domnul ne-a pregătit pentru fiecare din noi un coif al mântuirii, al nădejdii. Este pus la dispoziția noastră. Este format din toate promisiunile lui Dumnezeu de aici. Și El se așteaptă ca fiecare din noi să luăm acest coif în mod practic și să-l punem pe cap. Doi, nu numai că ne-a dat acest coif, dar acest coif nu crește pe capul nostru. Nu ne naștem cu el pe cap. Ei face parte din armura Duhului. Dar spune, luați toată armătura, îmbrăcați-vă cu ea. Ne-a dat abilitatea la fiecare din noi să luăm acest coif al nădejdii și să-l punem pe capul nostru. Să luăm promisiunile lui Dumnezeu și să le acceptăm și să le spunem, acesta este destinul meu, face parte din mântuirea care ne-a dat-o Domnul. Știți? Sunt o felul de scuze. Sunt oameni care spun, you don't understand, I'm a pessimist by nature. Da? Eu sunt pesimist, așa sunt eu. Bunicul și bunica au fost pesimiști. Mama și tata au fost pesimiști. Eu sunt pesimist și probabil și copiii mei, așa suntem noi. Și avem de ales între ce credem că este dispoziția noastră naturală și ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, indiferent de ce dispoziție naturală, genetică ai, tu ai abilitatea lăsată de Dumnezeu să-ți schimbi gândirea. Ai abilitatea să pui acest coif al nădejdii peste mintea ta. Mărturisesc că eu sunt de natură probabil mai spre pesimist. În general, văd lucrurile partea negativă, partea goală a paharului înainte să văd partea plină. Dar Dumnezeu a schimbat acest lucru prin cuvântul acesta. Am învățat că eu pot să pun acest coif al nădejdii. Vă dau exemple. La vârsta de 6-7 ani, îmi aduc aminte când a venit un tânăr pe la noi pe acasă și era foarte bucuros. Și din discuții ieșea la iveală că tânărul acela a cerut o fată în căsnicie și era bucuros că urmea să se căsătorească. Și noi eram 4 băieți și o fată și noi curioși, dar cum se cere o fată în căsnicie? Pe el a spus, pe cum? Am mers la părinții ei acasă și am cerut-o să-mi o dea de nevastă și i-au spus da. Și pe mine m-a luat panica. M-am gândit, Doamne, dar când eu cresc mare, dacă va trebui să mă duc la părinții la o fată acasă, să o cer în căsnicie, cred că aș intra în pământ de rușine. Cum să cer o fată în căsnicie? Nu mă gândeam la vârsta aceea că abilitățile se vor schimba în viitor. Nu mă gândeam la partea pozitivă, o să pot și eu să mă căsătoresc. La partea negativă.
Când am început liceul, a început stresul despre viitor. Oare ce carieră o să am? Oare o să pot să mă descurc în viață? O să pot să am un job care să plătesc și eu să întrețin familia? Și lucrul acesta mă chinuia într-un anumit fel. Voi găsi oare o fată de care să-mi placă și o fată care să-i placă de mine și să pot să mă căsătoresc? Și nu eram sigur de lucrul acesta. Și era o teamă. Apoi mă gândeam, dacă o să mă căsătoresc? Am văzut atâtea căsnicii care nu erau fericite și mă gândeam, dacă căsnicia mea va fi una din aceea nefericită, nu? Observați, tendința naturală era o tendință să mă uit cu frică, cu teamă înspre viitor. În alte cuvinte, nu erau așteptări din acestea a mântuirii care a pregătit Dumnezeu pentru noi. Spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 8, cu versetul 35. Ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții, toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Știți ce spune versetul acesta? Nu este nimic care poate să ne despartă de dragostea Lui pentru noi. Știți cum este foarte greu ca ceva să ne desparte de dragostea mamei, de dragostea care are mama pentru noi, nu dragostea noastră pentru mama. Așa acest cuvânt spune că nu poate nimic să ne desparte de dragostea care are Dumnezeu pentru noi. Partea noastră în această dimineață este să luăm acest coif al nădejdii, al optimismului, al mântuirii. Să-l punem pe cap, iar aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, cuvântul lui, mântuirea lui, să ne protejeze mintea de toate atacurile vrăjmașului care vin. Părinți dragi care vă îngrijorați pentru copiii dumneavoastră, cuvântul Domnului vă îndeamnă în această dimineață să puneți coiful nădejdii pe cap. Că Dumnezeu se va îndura de copiii dumneavoastră. Că Dumnezeu va lucra în viața lor. Știți, putem să fim un soldat în armat, să avem toată armura din cap până în picioare, să fim niște legionari extraordinari. Dar dacă capul nostru nu este acoperit, vrăjmașul ne va împușca direct în cap. Cum? Printr-un gând. Pentru că mintea noastră nu este acoperită cu promisiunile lui Dumnezeu. Și cu ce te poate ajuta un soldat care are capul spart? Și știți că sunt de multe ori păstori care umblă cu capul spart? Pentru că au fost răniți și n-au acest coif al nădejdii. Misionari cu capul spart, slujitori, membri din biserică, care au toată armura Duhului cu lipsa la acest coif al nădejdii pe cap, care este foarte critic. Credința, cum spuneam, ne protejează inima, dar nădejdea ne acoperă mintea. Masa Domnului este reprezentarea cea mai frumoasă la această mântuire despre care am vorbit în această dimineață, că Domnul a făcut absolut totul pentru noi, acopere toate nevoile noastre de pe pământ și pentru eternitate. Mântuirea Lui include tot. Și vă invit în această dimineață cu toții să ne ridicăm în picioare. Să venim înaintea Domnului și să-i mulțumim pentru mântuirea care a câștigat-o pentru noi la cruce în durere. Ca noi să putem să beneficiem de tot ce a făcut El pentru noi. Să fie o rugăciune de cercetare, de mărturisire. Să fie o rugăciune în care ne cerem Domnului iertare pentru că n-am pus coiful mântuirii pe capul nostru și am dat loc vrăjmașului să ne atace. Și în timpul acestei rugăciuni invit toți frații slujitori să vină în față să ne rugăm.